Dimineața din nou. Detalii despre situația banilor și a carierei astăzi. Berbec, în ultima vreme ai făcut eforturi serioase pentru a găsi noi surse de venituri, iar acum resimți oboseala acumulată. Nu forța lucrurile și ai răbdare, sunt șanse mari ca în curând să ți se propună o colaborare într-o afacere rentabilă. Taur, zi bună pentru planuri de viitor, mai ales în ceea ce privește călătoriile. Dacă ai de luat decizii importante în plan profesional, consultă-te cu o persoană care are mai multă experiență. Gemeni, relațiile cu colegii de muncă și cu partenerii de afacere ar putea fi tensionate din cauza unor neînțelegeri minore. Nu este momentul să rezolvi situația, fiindcă riști să o complici și mai mult. Rac, în prima parte a zilei, s-ar putea să fii nemulțumit din cauza atitudinii unui partener de afaceri care te invidiază. Dă dovadă de tact și prefă-te că nu ai observat. Leu, s-ar putea să fii nevoit să faci mai multe drumuri scurte pentru a rezolva o problemă financiară. Astăzi poți să te bazezi pe intuiție. Fecioară, un coleg de muncă ar putea încerca să-și atribuie toate meritele pentru reușita unui proiect la care ați lucrat împreună. Nu riposta, fiindcă risc să provoci o ceartă și să nu obții mai nimic. Balanță, după amiază s-ar putea să primești o veste mai puțin plăcută în legătură cu o afacere care nu a dat rezultate. Nu este cazul să-ți faci griji, fiindcă situația nu este chiar atât de gravă pe cât pare. Scorpion, beneficiezi de o capacitate creativă deosebită, ai ocazia să rezolvi mai ușor anumite probleme care ți-au dat bătăi de cap în activitatea profesională și în afaceri. Săgetător, este posibil să ai discuții aprinse cu partenerii de afaceri în legătură cu anumite investiții planificate pentru astăzi. Ai răbdare, fiindcă sunt șanse ca în curând să stai mai bine cu banii. Capricorn, în prima parte a zilei ești indispus din cauza că o afacere a dat rezultate mai slabe decât te-ai așteptat. Dacă analizezi situația cu calm și detașare, poți descoperi cauza problemei. Vărsător, colegii sau partenerii de afaceri ar putea să nu îți aprecieze ideile așa cum te-ai așteptat. Nu semna documente importante și amâne eventualele negocieri. Pești, situația financiară ar putea crește dacă te implica mai mult în proiectele propuse la locul de muncă. Dacă simți că nu ești în stare să lucrezi astăzi, mai bine iei o pauză decât să faci greșeli repetate. Atât pentru astăzi, eu vă doresc o zi excelentă!